2 milioane de români fac naveta în România pentru a ajunge la serviciu. București, Cluj-Napoca și Timișoara sunt orașele care atrag cei mai mulți navetiști. Alargă după salarii mai mari, dar la final de lună nu toți angajații ies în avantaj. Cheltuielile cu transportul ajung și la jumătate din salariu. La prima oră din zi, în jurul capitalei, microbuzele se opresc din sat în sat. În stații ajung cu ușile deja deschise. Așteaptă zeci de oameni să se urce. Nici vorbă să-și găsească toți loc pe scaun. Microbuzele sunt tixite. Firmele din București au angajați și de la zeci de kilometri distanță, însă rețeaua de transport nu s-a dezvoltat în același ritm. Se descurcă greu, sigur. De exemplu, fiul ăsta mic are 15 milioane pe lună. Dar asta e, ce să facă? Are și e suficient cât să se întrețină? Nu este. La nivel național, aproape 2 milioane de români fac zilnic chiar și câteva zeci de kilometri până la serviciu. Doar în București, o treime dintre angajați sunt navetiști. Iar cei mai mulți sunt din comunele 1 decembrie, Jilava, Cernica, Afumați, Otopeni, Chitila, Domnești sau Mihăilești. Capitala oferă un salariu mediu de 3.000 de lei. Este urmată în top de Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov. Până ajungem la Constanța, salariul mediu a scăzut la puțin peste 2.100 de lei și este al cincilea oraș cu cele mai bune lefuri din România. De aceea sunt orașele magnet care atrag cel mai mare număr de navetiști. Trebuie să-ți calculezi cât te costă și ca timp și ca cheltuiala efectivă cu benzina sau cu biletele de autobuz. Alea două ore e mai avantajos să-ți iei un al doilea job, part-time sau ceva mai mărunt. Trist este că nu trebuie să fii navetist să pierzi două ore în trafic. Același timp îl petrec blocați în oraș și cei care au buletin de București. Însă deocamdată capitala oferă cele mai multe joburi. Cele mai recente statistici arată că unul din cinci angajați lucrează în altă localitate decât cea de reședință.